Bună ziua, pace tuturor! Sunt momente emoționante în acest loc și aș dori să spun în numele moriașilor, membrilor comunității și federației evreiești mesianice pe care conduc că suntem umpluți de două feluri de sentimente în această zi. Primul sentiment este de tristețe profundă. Tristețe pentru toți acei copii și adolescenți și nu numai evrei care au pierit în Holocaust. Această tristețe persistă. Persistă cu timpul, persistă de-a lungul zilelor, anilor. Dar avem și un al doilea sentiment care ne umple sufletele în această zi și acest sentiment este speranța. Acest sentiment este speranța, pentru că până când vor fi comemorări, inaugurări, monumente și activități ca ale acestei asociații DIVA, care înseamnă speranță, până atunci speranța nu este pierdută. Să conștientizăm oamenii, în mod special generațiile de astăzi și generațiile viitoare, unde poate să ducă ura. Ura față de semne. Și ca să se oprească, ca să se prevină astfel de violențe și atrocități împotriva evreilor, dar și împotriva oricărui alt om de pe pământul acesta. De aceea avem această speranță și să știți că această asociație face foarte multe. Este o muncă enormă, este multă muncă, mult efort. Și aș dori să închei cu acest lucru dumneavoastră, reprezentați speranța aceasta și răspândiți speranța aceasta prin activitățile dumneavoastră cu Hakavod. Vă mulțumesc!